Yo, bro, știi sentimentul ăla când te trezești dimineața plin de viață, plin de pozitivitate și dorința de a ajuta oamenii, de a face ceva bun pentru lumea care ești? Ei bine, nu sentimentul ăla. Ok, dar știi că din est până vest, din nord până sud trebuie să-ți iubești cartierul, așa că ăsta e cartierul meu. Jamaica Queens, New York. Da, mai auzi bine 50 Cent. Un om vede în lume ce poartă în inima lui, așa că toți cei din jurul meu sunt și ei mega fericiți și plini de dorință să ajute lumea, așa cum sunt și eu. Îți dai seama direct după fețele lor. Whatever. Sper că ai înțeles ideea. Faza e că m-am trezit și eu într-o dimineață mai devreme să ajung la lucru printre primii, să nu mai fie probleme. Și chiar în dimineața s-au trezit și toți pompierii din New York. Partea bună e că pompierii sunt printre cei mai iubiți pământeni aici în New York, în comparație cu polițiștii, pe care mai toată lumea îi urăște. Și într-un fel e justificată atitudinea asta, pentru că pompierii încearcă să salveze vieți oamenilor, în timp ce polițiștii cele mai multe ori în ultimul timp iau viața oamenilor. E și interesant faptul că suntem la doi pași de fostul World Trade Center, dar aici la locul ăsta au murit 343 de pompieri și au murit instant și au murit, pot să spun, ei și-au dat viața crezând că fac o faptă bună, dar au murit prăbușindu-se turnurile alea de oțel peste ei, care mai degrabă au fost detonate decât prăbușite. În fine. Nu sunt expert, dar după nicio lege a fizicii turnurile nu ar fi căzut așa, decât după legea lui Murphy. Dar gata cu teoria conspirației că sigur nu ajută pe nimeni și nu o să găsim soluție sau să aflăm adevărul în episodul ăsta. Mergem pe Liberty Island să le arătăm unor turiști ce înseamnă să emigrezi din altă țară în America. E într-o zi normală, adică într-o zi normală când totul merge bine, sunt în jur de 5.000 de turiști pe insulă. Cea mai majoritatea vin pe Liberty Island, dar de acolo merg pe Ellis Island, unde au un muzeu mai mare și au și o sală de teatru unde se prezintă un film. E fain, e o experiență care te face să meditezi la viață și la greutățile prin care trec unii oameni și sacrificii care le fac ei. Suntem aici în Battery Park și văzând pompierii ne-am gândit să facem și noi o faptă bună în drum spre lucru. Ne-am gândit să aplicăm versurile unui cântec care spune iubiți și câinii vagabonzi, dar de data asta noi să transpunem versurile în iubiți și veverițele vagabonde. Așa că ăsta e Ghiță, unul dintre sconșii din Battery Park, adică dintre veverițele șefe, care dimineața oamenii dau de mâncare, stă preznași un fel de șobolan cu coadă pe tenoși. Băi, Ghiță, hai aici! Ghiță, Ghiță, hai aici! Ce ai, nu-ți face Pringles? Ghiță, Ghiță... Da, se pare că Ghiță e uturos, obișnuit cu alune și cu alte specialități care dau alții și nu-i plac Pringles-urile care le am eu. Dar nu care ați văzut și voi despre cine e vorba. Și ce fel de om e Ghiță? Da, o parte din turiști, linia merge tot roată după clădirea asta de piatră roșie care de fapt plintă în Museum of Arms și linia asta și o să o țină cam toată ziua, de până pe la ora 5 tot o să vină vapoare și din New York și din New Jersey, vin către Liberty Island și apoi merg înspre Ellis Island înainte să se întoarcă în New York. Aproape 12 milioane de cetățeni americani pot fi relaționați și conectați la bunici, străbunici sau părinți care au intrat prin punctele astea două, prin Ellis Island și Liberty Island. Când mă gândesc la oamenii care au venit cu vasele alea de croazieră, care erau vase cu abur și uneau călătorii de 30 de zile și nu aveau condiții să spere, unde să mănânce, unde să meargă la toalete și cum arătau, unii parcă venit din junglă. Și când s-a început să se zărească flacăra, Statuia Libertății, au început să țipe de bucurie, au început să plângă de bucurie. Sentimente puternice, stări reale, stări de viață, de ce înseamnă viața, de libertate. Oameni care și-au câștigat libertate, oameni care s-au născut din nou într-o lume nouă. E o zi frumoasă și chiar dacă s-a obosit că mă trezesc de dimineața, totuși am așa un sentiment de împlinire și de mulțumire pentru jobul care l-am și pentru ce fac aici. E ceva altfel, e ceva ce cred că e important și are semnificație dincolo de bază, adică, nu știu, de rutină. E ceva ce are semnificație. Și chiar dacă pare că merg împotriva valului, de fapt nu merg împotriva valului, de fapt călăresc valul, I'm riding the wave, exact cum spune și motorul American Experience. Și cam asta e, numai bine între timp sună și clopotele și pot să spun fraza asta minunată care o aveam în minte de la început. Nimic nu s-ar potrivi acum mai bine decât niște colinzi și mesajul pace pe pământ printre oameni, sau pe engleză sună bine Peace on earth, goodwill to man.